Stimați colegi, astăzi, din punctul nostru de vedere, la Palatul Republicii din Chișinău are loc un eveniment foarte important, întrunirea aleșilor locali ai Partidului Social Democrat din România cu aleșii locali ai Partidului Democrat din Moldova. Pe agenda evenimentului se regăsește, în primul rând, schimbul de experiențe și bune practici în domeniul absorbției de fonduri europene, fonduri transfrontaliere, fonduri care vin în beneficiul cetățenilor. La fel s-a discutat despre creșterea capacităților instituționale în cadrul primăriilor din Republica Moldova, în așa mod ca primăriile, consiliile locale să fie capabile să pregătească dosarele necesare pentru a accesa împreună cu partenerii din România fonduri europene, fonduri pentru dezvoltare regională, fonduri nerambursabile. Republica Moldova, fiind un stat cu statut de candidat la Uniunea Europeană, poate beneficia de aceste fonduri. Noi construim un parteneriat politic puternic în marea familie social-democrată și cu toate puterile care ne stau la îndemână, ne vom ajuta reciproc în așa mod ca alegătorii social-democrați, ca toți cetățenii din Republica Moldova să simte efectele acestei colaborări. Noi suntem nespus de mult mulțumiți pentru prezență, pentru că avem în sală senatori, avem în sală președinți de consilii județene, avem primari, oameni cu mare, mare experiență în domeniu, care ne vor ajuta și ne ajută aici, la fața locului, să fim utili cetățenilor noștri. Eu vă mulțumesc și vă prezint pe domnul Titus Corvățean, vicepreședinte al Partidului Social Democrat din România. Vă spun și eu bună ziua. Într-adevăr, este o zi importantă, acest forum al aleșilor locali, reprezentând primari, consilieri locali, președinți de consilii județene, respectiv președinți de raioane în Republica Moldova, din partea Partidului Social Democrat din România și respectiv Partidului Democrat din Moldova. Este un for care transmite un semnal foarte clar. Există dorința aprofundării unei cooperări, în primul rând, la nivelul administrațiilor locale, județene, raionale, în beneficiul cetățenilor, pentru că România, fiind un stat membru al Uniunii Europene, evident că are acces la o serie de axe de finanțare cu fonduri europene, fonduri structurale de dezvoltare regională și transfrontalieră, pe care dorim să le punem în valoare în colaborarea dintre primarii social-democrați din România și respectiv primarii reprezentând Partidul Democrat în Republica Moldova și la nivelul județelor, respectiv raionelor. Este un efort care continuă ceea ce PSD-ul a făcut de-a lungul anilor ca partid politic principal în România. PSD-ul și astăzi este partidul numărul 1 în Parlament, este partid de guvernare și în luna mai a anului viitor va prelua, în baza înțelegerii din coaliție, conducerea guvernului, primul ministru. De-a lungul anilor, PSD-ul a fost principalul motor de susținere din România pentru proiectul european al Republicii Moldova, pentru investiții, buget alocat, fonduri europene, chiar dacă acest lucru, din păcate spun ideologic, nu s-a capitalizat în Republica Moldova pe fondul unor percepții și al unor jocuri politice pe care nu le-am împărtășit. În orice caz, suntem într-un moment important, există și un efort al Partidului Democrat de relansare bazat pe o necesară credibilitate care e necesară în politică, dar având o bază încă solidă de aleși locali și cu privind spre perspectiva anului viitor, când vor avea loc alegeri locale, ulterior și alegeri parlamentare generale, avem tot interesul să avem un partener politic, ideologic vorbind, din aceeași familie politică europeană, care să fie reprezentativ în Republica Moldova, să aibă aleși locali importanți, să intre în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că un stat cum este Republica Moldova, candidat la Uniunea Europeană, are nevoie de sprijin politic în continuare, dincolo de eforturile de reformă sau eforturile socioeconomice în plan intern și principalele partide, familii politice europene, sunt familia social-democrată europeană, respectiv Partidul Popular European. Ori în clipa de față există un motor lipsă,
de susținere pentru Republica Moldova și mă refer la un partid care să fie în Parlamentul de la Chișinău, care să facă parte din familia social-democrată europeană. Ăsta este unul din sensurile prezenței noastre ale PSD-ului și astăzi la Chișinău și vă anunț că am demarat un proces de reprezentare politică consistent cu deschizând și o filială, un sediu al Partidului Social-Democrat la Chișinău și alegând un președinte al PSD în Republica Moldova, domnul Iurie Ciocan, un om pe care noi îl prețuim și ne punem foarte multă încredere în consolidarea unei echipe social-democrate aici la Chișinău. Republica Moldova are nevoie de susținerea României. România a fost și este principalul susținător în Uniunea Europeană, dar acest lucru se face și prin familii politice. Așa încât o spunem foarte clar, colaborăm și vom coopera cu aleșii locali ai Partidului Democrat, cu proiecte cu finanțare europeană care să permită dezvoltarea comunităților locale, lucruri care sunt importante pentru toți cetățenii, indiferent de orientări, preferințe politice, dar avem nevoie de un partener și vom susține foarte hotărât acest partener, Partidul Democrat, în condițiile în care susținem și un efort de împrospătare, de o viziune pro-europeană angajată și o relație cu România tot mai strânsă și bazat, bineînțeles, pe identitatea noastră comună românească, pe care nimeni nu o poate șterge, nici rescriind istoria și nici cu influență de la Est. Cam asta sunt cele câteva comentarii pe care vreau să le fac și la sfârșit vă voi sta la dispoziție pentru întrebări. Da. Domnul Ciubuc, vă rog. Bună ziua! Adevărat, am participat la acest forum al aleșilor locali din partea Partidului Democrat din Moldova și din partea Partidului Social Democrat din România. Este o întâlnire absolut firească. Este un forum aflat la prima ediție și se încadrează perfect în acordul de parteneriat între Partidul Democrat din Moldova și Partidul Social Democrat din România, semnat în luna mai 2021 la București, care presupune o serie de acțiuni de reluare a dialogului strâns între cele două forțe politice. Una din acțiunile încadrate în cadrul acestui acord este, de fapt, acest forum, pe platforma căruia ne-am propus să consolidăm buna comunicare dintre aleșii locali, primari, președinți de raioane, consilieri, în vederea creierii posibilităților de valorificare a oportunităților oferite la ziua de astăzi de România ca țară membră a Uniunii Europene, inclusiv prin prisma statutului de țară candidat pe care îl are Republica Moldova, țară candidat la aderarea în Uniunea Europeană, care presupune o serie de eforturi, reforme, acțiuni concrete în vederea accederii în spațiul european și acest lucru inevitabil este nevoie de o expertiză și o experiență puternică, ceea ce poate fi preluată și respectiv oferită din partea României. A fost o oportunitate de a mulțumi României pentru suportul necondiționat, suportul dezinteresat și consistent de-a lungul anilor oferit Republicii Moldova, fie că vorbim de reparația grădiniților, fie că vorbim de autobusele oferite pentru școli, fie că vorbim de construcția gazoductului, renovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova și mă refer aici la teatru sau Muzeul Național, Sala cu Orgă, Teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul de la Cahul, o multitudine de proiecte, ne mai vorbim de multitudine de proiecte care au fost realizate în parteneriat sau ca rezultat a proiectelor de înfrățire realizate de primarii PDM, în colaborare cu primăriile, consiliile județene din România. Acest lucru arată încă o dată deschiderea pe care o avem din partea României, suportul care este oferit și acest lucru trebuie scos în evidență și apreciat de noi ca țară, ca echipă politică și vreau încă o dată să-mi exprim recunoștința, aprecierea și mulțumirea pentru tot ce a făcut România de-a lungul timpului pentru Republica Moldova, rămânând în continuare ferm ancorați în obiectivul nostru de a continua și a acorda tot suportul și dedicația pentru accedere în Uniunea Europeană și acest lucru cu siguranță va aduce avantaje și va plasa Republica Moldova într-o altă posibilitate sau într-un alt spectru de care se bucure toți cetățenii.
Așa cum spuneam, suntem la prima ediție. Sunt convins că astfel de evenimente vor mai fi organizate în continuare și sperăm foarte mult că fiecare din cei care au participat la acest eveniment vor valorifica la justa valoare aceste posibilități, va da în continuare premize noi pentru încheiere de acorduri de înfrățire, în așa fel ca să putem prelua bunele practici, implementa proiecte concrete în primăriile și în localitățile Republicii Moldova, în vederea creierii condițiilor și bunăstării pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu Doamne ajută, domn președinte, sănătate și succes în nou în continuare! Stimați colegi, deoarece a fost anunțat un briefing și nu o conferință de presă, cu permisiunea dumneavoastră noi mergem să continuăm lucrările pentru a face unirea prin infrastructură. Da. Eu pot să stau la întrebări dacă... Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Corlățean, este la dispoziția dumneavoastră. Dacă spuneți un pic mai tare, vă rog frumos. Da. Noi avem o colaborare cu Partidul Democrat de foarte mulți ani, pentru că suntem colegi în familia europeană și internațională social-democrată, nu în sensul socialist care este înțeles aici, în Republica Moldova, cu influență rusească. Deci o orientare profundă europeană, democratică. Ori în baza acestei colaborări, care a constat în încheierea unor acorduri de colaborare, ultimul versiune adusă la zi în 2021, avem formulele care sunt clar definite de colaborare politică, ideologică și legate de orientarea europeană spre, dincolo de statul de candidat la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, ci efortul de integrare propriu-zisă, ceea ce înseamnă și reforme, înseamnă transmiterea de expertiză, inclusiv la nivelul administrațiilor locale. Trebuie să știi cum să construiești un proiect cu cofinanțare, trebuie să știi cum să intri într-un proiect de cooperare transfrontalieră cu partenerul român, care este Uniunea Europeană în clipa de față, de lucruri pozitive care sunt importante pentru ansamblul societății din Republica Moldova. Acestea sunt priorități. Și spuneam, interesează și pe un nivel mai înalt, la nivel european, în familia social-democrată europeană. Eu, de exemplu, sunt vicepreședinte al grupului social-democrat european la Strasbourg, la Consiliul Europei, la adunarea parlamentară. Noi nu mai avem un partener reprezentat în Parlament și, în consecință, reprezentat la adunarea parlamentară la Strasbourg. Avem nevoie de acest partener politic care să susțină pe aripa de centru-stânga Republica Moldova în efortul de integrare a Uniunii Europene. Un joc mai sofisticat. Noi l-am învățat în România în alți ani cu cele două motoare de susținere la Bruxelles, în familiile noastre, Social-Democrații Europeni și PPE-ul. Dar pentru asta avem nevoie de acest partener care să fie credibil, cu orientare democratică, reformat și cu care să putem lucra spre beneficiul Republicii Moldova și, bineînțeles, într-un sens european, pentru că Republica Moldova este nu doar o soră a României, dar Republica Moldova face parte din Europa și trebuie să facă parte din Uniunea Europeană. Dacă sunt alte întrebări. Noi avem acorduri mult mai vechi, unele sunt cadru de colaborare și sunt înfrățirile care sunt de-a lungul anilor care s-au semnat. Ce ne interesează acum este să facem pasul suplimentar și asta a fost un subiect foarte clar astăzi, subiectul cadru. Vom lucra la o serie de acorduri bilaterale între primari, primării, consilii județene cu consiliile raionale pentru a defini în funcție de prioritățile pe care colegii din Partidul Democrat ca aleși locali le vor prezenta în dialogul cu noi. Vorbim de apă și canalizare, de asfaltări, vorbim de grădiniță, de iluminat public. Lucrurile astea pot fi finanțate și sunt bani europeni pentru proiectele transfrontaliere. Asta vrem să facem. Transferăm un anumit tip de expertiză pe care noi, în mod obiectiv, îl avem pentru că suntem mai avansați în procesul european. Vom semna aceste acorduri și vom începe, mai ales că anul viitor, să deschid noi axe de finanțare. Și atunci dorim să ne pregătim și să putem ajuta pentru a accesa fondurile europene respectiv. Da? Dacă sunt alte întrebări, dacă nu, mulțumesc foarte mult!